Neața lume, a ieșit Jigokuraku cu episodul 8 și începe cu un backstory la băiatul ăsta blond. Zice că de când își aduce la minte, oamenii mereu ziceau aceleași lucruri despre el. Că era gunoi, bun de nimic, inutil, ca Sakura. A fost născut și crescut pe sărăcie, părinții lui n-aveau nici timpul, nici cheful ca să-l hrănească, așa că atunci când era foame s-a dus să fure, a luat la bătaie cu oamenii, în afară de a omorî, făcea orice. Și aici îl vezi când dormea în buruieni, zicea că bă, nu era chiar atât de rău. Dormeam când voiam, mă trezeam când voiam, eram liber, aveam libertate. Apoi în timp ce mergea cu bâta pe stradă, trece pe lângă niște samurai din ăștia și el le zice: "Băi, uitați-vă pe unde mergeți." Ăștia se uită la el și zic: "Ha, gunoi." Bă, și bate ăsta. Eu mă așteptam să-l bată ăștia, că aveau sabie, el avea o bâtă. Nu, și era și mic. Și a bătut ăsta de a rupt, apoi apare unul în spatele lui și zice: "Băi, încetează." Cine era băiatul care a zis: "Băi, încetează?" Ia-l numai. Orbetele de la Saemon. Și acum ne întoarcem în prezent și ăsta era blondul despre care ni s-a spus. Se pare că a ajuns Asaemon la rândul lui. Șmecher, și e cu fata asta, se plimbau pe aici pe plajă. Zicea că bă, nu putem să găsim un curent care să plece de pe insulă. Degeaba ne plimbăm noi pe aici. Faza cu insula e că e foarte greu să pleci de pe ea, că toți curenții trag înspre ea. Niciunul în afară ca să poți să pleci. Ăsta îi zice: "Da, mă, dar nici în pădure nu putem să intrăm, că e plin de insecte și monștri. Plus că acum că știu că ești femeie, vreau să evit pericolul." Asta îi zice: "Bă, știi ce? Chiar vreau să mă omori cu tine." Ăsta îi zice: "Stau că e prea devreme." E prea devreme. Și se întâmplă nenorocirea. Apare fata asta, eu zice: "Bă, ce chestia asta a căzut din cer?" Fata zice: "Bă, prea mult zgomot în pădure, not ok." Apoi am văzut cadavrele lui Soșin, mulți Soșin. Soșin erau guangele și ele, baracudele și toate cele. Not ok, iară. Voi ați făcut chestia asta? Și ghici ce, fata s-a transformat în băiat. E un monstru, hai să fugim. Ăsta le zice: "Bă, dar de ce fugiți?" Pentru că se teleporta în fața lor. Și dă lui ăsta o mare lovitură și le spune: "Bă, dar nu vă deranjează când lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie, că pe mine mă deranjează." Încearcă să dea în fată, dar fata e super agilă și se ferește. Și apoi îi taie ăsta fața cu sabia pe aici și pe la ochi. Bă, dar frumoasă lovitură, că nu mă așteptam, și a intrat așa sabia prin el, zice că e brânzan, la tăia pe fraier. Ăsta îi zice: "Băi, e rapid pentru un om, dar ghiși ce, regenerarea mea e și mai rapidă." Și zice la fată: "Băi, o să plecăm când îți zic eu." Scoate ăsta sabia, că zice că el se mândrește cu rapiditatea sabiei sale, și îl taie pe ăsta bam 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 în 3 bucăți, adică mâinile și capul. Și după aia fuge, că na, până se regenera ăsta s-a gândit că poate au timp să fugă. Doar că băiatul aleargă de același timp cu ei, știi? Apare cu gâtul și mâinile legate de buruieni și zice: "Băi, vezi că mi-ai tăiat și hainele." Și hainele nu cred că poate să și le facă înapoi cu buruienile. Se oprește și când să se bată cu el, apare o sabie de nicăieri și taie capul ăsta. Era maestrul. Zice: "Fugiți!" Asta mică zice: "Mă, cine e ăsta?" Este Yamada Asaemon Shion. Da, bă, dai orb. Nu ai merge pe aici și apin pădure orb. Și că vede folosind mirosul și sunetul. Da, normal. Se opresc la un moment dat, băiatul zice: "Băi, acum că senseiul e cu noi, o să fim ok. Până la urmă îi datorez viața, el m-a învățat tot ce știu să fac cu sabia." Începe asta să-l certe. "Bă, vezi că te-ai focusat prea mult pe viteza ta, mișcările tale n-au fost bune, puteai să-l tai pe ăla mai bine, dar te-ai grăbit, nu știu ce." Dar na, lăsând toate astea la o parte, mă bucur că ești viu și n-ai murit. Și ăsta îl întreabă: "Bă, dar stai tu, de ce ești singur?" Că fiecare Asaemon era cu criminalul lui. E, dacă mai țineți minte, tipul ăsta o avea pe tipa aia care a încercat să-l seducă și nu i-a mers. Deci își terminase misiunea, a vrut să se ducă acasă, dar n-a găsit un curent care să-l ducă acasă, asta e problema. A început să caute un curent și a mers pe plajă. A găsit la un moment dat un curent care ducea într-un loc, doar că a auzit un zgomot și a detectat o prezență pe care n-a mai simțit-o niciodată. Și a zis: "Bă, oi fi eu șmecher, dar sunt limite la ceea ce pot face fiind orb." Și a început să-i caute pe alții care merg acasă. Și ăsta îi zice: "Bă, păi, du-ne acolo și împreună toți trei poate putem să facem ceva." "Bă, poate, dar mai întâi." Și scoate sabia înspre fata asta și zice: "De ce protejezi un criminal?" Pentru că nouă ni s-a spus să executăm imediat dacă încalcă vreo regulă. Pentru că eu asta am făcut. Cine ne arată pe tipa aia care a încercat să se ducă și i-a tăiat capul instant. Explică de ce umbli cu acest criminal și în funcție de explicația ta s-ar putea să o execut sau nu. Vedem. Și începe asta să-i spună că bă, acest copil n-a făcut nicio crimă, da? Și zice: "Maestru, eu am memorat crimele tuturor oamenilor cu care am venit pe insulă. Știu ce a făcut fiecare. Doar că vremea în care trăim sau timpul în care trăim dictează ce este sau nu este o crimă. Plus că ce ai făcut tu, dacă încalci regulile, înseamnă că ai comis strădare față de clanul Yamada. Acțiunea unui singur om pot pune tot clanul în pericol." "Bă, da, mă, dar tu m-ai învățat cum să folosesc sabia. Când am fost pe sărăchie, m-ai luat și m-ai învățat, chiar dacă nu erai obligat să faci asta." "Păi da, mă, pentru că am simțit potențial în tine." "Păi atunci asta simt și eu. Simt potențial într-o lume în care copiii pot să trăiască liber." "Ai început să vorbești ca un om mare", zice asta. "Da, mă, plus că știu că ești un om blând. Știu că o să mă asculți dacă îți vorbesc din inimă." Și așa a fost. Gata, a zis: "Gata, mă, vine." "Dar dacă protejând-o pe ea o să pună clanul Yamada în pericol sau pe tine, atunci e de fatala." Și să zice: "Cum adică pe ea? Ți-ai dat seama că e o fată?" "Normal că mi-am dat seama, amici." zice. Salut, mă bucur să te cunosc, maestre, zice tipa asta. A, și eu mă bucur să te cunosc, nu rugai. Nu trebuie să-mi spui, maestru, că nu te-am învățat nimic. Băiatul zice, bă, hai să nu pierdem timpul degeaba, hai să vedem ce-i cu curentul ăla de l-ai găsit tu. Bă, da, trebuie să facem asta. Problema e că inamicul de mai devreme, 100% nu e om. Păi nu e, că el a și zis, că se bătea cu ăsta, a zis, bă, tu ești foarte șmecher pentru un om, implicând că el nu era om, că altfel de ce ar fi spus asta. Trebuie să ne gândim ce să facem dacă mai apare la în fața noastră. Păi, dacă o ținem tot așa pe fugă, ar trebui să putem face asta cum am fost și mai devreme, gen îi tăie mâinile și fugim sau ceva. Doar că apare fata, că asta e când fată, când băiat, și zice, băieți, mă subestimați. Și atunci îi ia maestru pe ăștia în brațe și fuge cu ei, doar că naiba să lea cât de rapid s-a întâmplat chestia asta, că nu vezi, nu-ți arată, la tăia pe ăsta la gât. Doar când a apărut și a zis, băi, mă subestimați, gata, la și tăia pe ăsta la gât, lol. Și zice fata, băi, am crezut că i-am luat capul. Not bad, not bad, amici, te-ai descurcat bine. Și atunci asta de năcat se duce să se bată cu ea. Și zice acum o replică super faină, tu trebuie să fii în viață ca să devii tan. Ce era tanul? Elixirul vieții. Elixirul vieții se face din oamenii care vin pe insulă. Dar na, pentru că m-ai enervat, o să te omor. Nu mai te fac tan, nu mai fac nimic din tine decât sarmale. Ce ar trebui să fac, mă, să fug sau? Na, trebuie să-l omor, că nu mai poate să fugă, maestru e rănit. Și începe asta să dea cu sabia în el. Bă, dai, dă 30.000 de scheme. Doar că ghiște, să ferește ăla. Îi zice, băi, nu ți-am zis că deja m-am învățat cu schema asta? Nu mai fă asta. Stop spam. Folosește altceva. Bă, și dă-l ăsta 4 bucăți, nu așa cum băbrânac. Și după cum ți arată aici, vedeți poza asta, se vede prin el decorul în spate, gen s-a făcut gaură. Și acum este timpul pentru backstory. Uite-l pe ăsta când era mic, îl întreba pe maestru, de ce ai luat un tip ca mine? Bă, taci din gură, nu mai vorbește urât. Deci să-i spune, bă, să luăm vieți este treaba noastră, ca și Asaemon. În restul timpului, când nu fac treaba de a lua viața oamenilor, vreau să mi-l petrec protejând oamenii. Este adevărat că ești cam needucat, dar simt potențial în tine. Și apoi s-a antrenat ăștia și maestru zice, bă, vezi că nu-ți controlezi emoțiile, furie și toate cele. Ăsta zice, păi da, nu-i ca și cum vreau să fiu un samurai. Nu-ți cer să folosești codul samuraiului de la început, dar într-o zi, dacă găsești pe cineva sau ceva pe care vrei să-l protejezi, abilitățile cu sabia pe care ți le-ai dezvoltat până atunci cu siguranță o să te ajute. Ceva ce vreau să protejezi, se gândea asta. Da, mă, uite-te în spate, vezi minicireșul ăsta. Florile lui încă sunt pupi, dar pupii aceia au potențial. Poate cine știe, înfloresc. O să vină ziua când și tu o să înflorești. Asta gândindu-se la toată lumea care l-a făcut gunoi de când era mic, zice, na, nu o să vină niciodată. N-am potențial, n-am statut, n-am bănuți, n-am nimic. De când m-am născut am fost garbage. Și ce gata, nu mai vreau să fiu aici, am plecat. E sigur, mă, că vrei să faci asta? Yep. Atunci am o condiție. Condiție? Da, mă, dacă poți să-mi dai o lovitură, oricând, oriunde, nu contează, să poți să mă atingi odată, te las să pleci. Doar că ăsta zice, na, n-am timp pentru porcăria asta și pleacă. Doar că în timp ce pleca, apare fake Aizen ăsta și zice, băi, am vorbit cu Shion fiind maestrului și mi-a spus despre înțelegerea voastră. Ai hotărât deja să pleci? Da, mă, m-am hotărât să plec. Înainte să pleci, hai cu mine să ne plimbăm o țără. Și îl duce pe ăsta în cimitir și cum ar fost să-i taie capul aici. Și ajung la un mormânt, postul junior al lui Shion, învățăcelului, știi? Întreabă ăsta, da, mă, uite, la fel ca tine și el avea talent, dar n-avea motivație. Înseamnă că maestru s-a luat de el grav cum s-a luat și de mine. Bă, să știi că nu. Pe vremea aia Shion era mai focusat să-și îmbunătățească propriile lui abilități cu sabia. N-avea atâta pasiune pentru învățat cum are acum. Și până la urmă învățăcelul lui, Teshin ăsta, a plecat. A zis că, bă, fac deși nu mai stau la dojo. Și pentru mult timp așa au rămas lucrurile, doar că odată Shion s-a dus să-și testeze abilitățile cu sabia cum face, decapitând un fraier. Faza nasoală e că ăsta când a ridicat sabia să-i dea, n-a mai putut să o mai coboare. De ce? Pentru că acel criminal era chiar Teshin, ucenicul lui, ca să vezi numai cum a ajuns. După ce a plecat de la dojo, Teshin nu a putut să-și găsească de muncă sau ceva și a ajuns să devină criminal. Bineînțeles că ăsta fiind Asaemon a trebuit să-l omoare și a ascultat ultimele cuvinte. Ultimele cuvinte fiind, maestre, îmi pare rău. Îți dai seama că l-a rupt ăla la inimă. Și de atunci el a început să ajute oamenii. Și dacă tu pleci și o să ajungi un criminal ca ăla, îți mare șanse să ajungi aici, să te execute, știi? Și îi zice, și ce o să faci acum? O să pleci de aici fără ca măcar să-i dai o singură lovitură? Se întoarce ăsta și zice, maestre, haide să ne batem o țâră. Încep ăștia să se bată, se gândea băiatul că vrea să-i dea o lovitură neapărat. Pentru că el este prima persoană care a crezut în potențialul meu. Cine știe, poate într-o zi o să găsesc pe cineva pe care vreau să-l protejez. Hei, întoarce-te în prezent că ai pe cineva. Și te întoarce în prezent, unde băiatul era pe jos, se gândea, bă, mamă, degetele mele se simt reci, înseamnă că mor. Păi da, toți o să fim omorâți de monstrul ăsta. Dar se ridică și zice, nu o să las asta să se întâmple, bă, și dă mare pumnul asta, ba, mai mulți pumni chiar. Se pune pe ea jos și dă, dar asta îl respinge, iar îi dă un atac din ăsta cu mâinile. Bă, dar dăduse atâția pumni că îi luase jumătate din cap. Se zice la ăștia, bă, fugiți, partea proastă e că le zice în gând. că nu mai putea să vorbească. Maestru scoate sabia să se bage peste. Asta zice, bă, gâtul meu e prea lovit ca să pot să vorbesc. Încerca să vorbească, dar nicio șansă. Și cumva se uită în ochii maestrului, știi? Și maestrul se uită în ochii lui fără să vadă că e orb și simte că i-a zis să lasă fugă și o ia pe fată și fuge. Și ăsta se întoarce, mai dă un pumn la chestia aia. Ăștia sunt tensenii. Și se tot bate cu aia. Dar e clar că o să piardă, îți dai seama. Că o lea asta de cap aici și zice, bă, a fost destul de puternic ăsta pentru un om. Ăștia fug, fata aia supărată zice, bă, de ce l-abandonă, mai să ne întoarcem înapoi? Nu, mă, nu. Asta e ceea ce a vrut el. Bă, da, bă, dar ești maestrul lui, nu? Nu, sunt mai mult decât maestrul lui. Eram frați care voiau același lucru și a riscat viața pentru noi. Hai să nu ne întoarcem înapoi și să murim. Adevărat, adevărat. Vedeți aici detalii șmechere că unei tăiat băiatul ăsta pe ochi, îi tăiată și sprânceana și geana. Vezi? Îi pun așa până jos. Șmecher, șmecher. Nu putem să batem monstrul acum, trebuie să ne retragem, dar jur că o să-i fac să plătească. Mă îndoiesc, dar cine știe. Și ăsta rămâne pe jos și așa se termină episodul. După aia ne arată iar din trecutul lor, când a ajuns ăsta în sfârșit să-i dea o lovitură la maestru, era super fericit, ăsta zice, bă, gata, acum ești liber să faci ce vrei, vrei să pleci? A, bă, nu, vreau să continui să mă antrenez dacă vrei, maestre. Bineînțeles, amice. Și am florit și cireșul pe care ni l-a arătat mai devreme. Frumos, frumos. Ca să vezi un episod unde n-apare Gabi Maru, Yuzuriha, tot ăștia mai principali și a fost șmecher. Jigokuraku e șmecherul de tot. Cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut, până data viitoare să aveți o zi incredibil de bună, like, share, subscribe și ne auzim mâine cu un nou clip.